Bine v-am regăsit la un nou semn de carte. Sunt Bogdan Papacostea, vă propun astăzi un volum care în mod obișnuit ar fi trebuit să fie scenariul unui film distopic despre o lume în care n-am vrea să trăim. Din păcate însă, această carte este doar cronica din prima linie a frontului în lupta împotriva coronavirusului. Este așadar o carte reală despre lumea în care trăim în acest moment. Volumul se numește Coronavirus, inamicul nevăzut, povești din Wuhan 2020. Cartea a apărut la editora Corinth, probabil prima care a pus pe piață un asemenea document, și face parte din colecția Descoperă China. Acesta este un document cel mai probabil aprobat de guvernul chinez, și asta ne face să fim puțin sceptici și să presupunem umbra guvernului chinez în fiecare din aceste pagini. Dincolo, însă, de scepticismul nostru firesc de cititori obișnuiți să critique autoritatea. Această carte este documentul cel mai credibil și cel mai obiectiv din prima linie a luptei împotriva coronavirusului. Cartea cuprinde documente și mărturii ale celor care se află acolo, în epicentru. E vorba despre bolnavi, despre medici, despre oamenii care se ocupă de aprovizionare, despre voluntari. Așadar, avem aici o carte, document din epicentrul schimbării lumii întregi. Dacă prin luna februarie încă ne gândeam că e prea departe China și că nu are cum să ajungă la noi nenorocirea ce se petrece acolo, iată că s-a dovedit lumea este un loc mic, iar noi suntem atât de aproape unii de alții încât lumea e deja strântă. Ce s-a petrecut în Wuhan, și s-a uh, -a răspândit în toată lumea, este de interes major pentru fiecare dintre noi. Așa că, dacă această carte ar putea să ni se pară un document despre o zonă prea îndepărtată, o zonă cu care noi eventual nu avem nicio legătură, ne înșelăm. Suntem uh, legați de Wuhan mai mult decât ne putem imagina și simțim această legătură, inclusiv în aceste zile ale recluziunii. Coronavirus, inamicul nevăzut, povești din Wuhan 2020, din păcate nu este o carte de ficțiune, ci o carte cât se poate de reală despre ceea ce a devenit lumea noastră. Volumul are o prefață semnată de reputatul epidemiolog român Molnar Gheza și îmi face plăcere să citez din această prefață pentru că Gheza Molnar este probabil cea mai echilibrată, cea mai credibilă și cea mai optimistă voce în această vreme de pandemie în România. Haideți să vă citesc fragmentul. În această pandemie, populația din metropola Wuhan a provinciei Hubei a fost concomitent și victimă, și eroină, și în suferință fizică, emoțională și socială, dar și învingătoare prin morală, disciplină și solidaritate, reușind ca în aproximativ 60 de zile să stopeze trendul ascendent al epidemiei din zonă și în scurt timp să nu mai înregistreze niciun caz nou autohton de COVID-19. Populația din Wuhan, Hubei, deși atent observatoare a vieții, în scopuri practice și obișnuită prin tradiție cu existența colectivă, prin suportarea cu stoicism și respectarea conștientă a măsurilor implementate, prin încrederea în necesitatea măsurilor profesionale adoptate de administrația statului, poate fi considerată un exemplu pentru oricare din popoarele lumii și noi ne gândim în primul rând la români. Iată un exemplu pe care probabil Încercăm, nu neapărat cu succes 100%, dar încercăm să îl urmăm. Volumul, vă spuneam, cuprinde mărturii din prima linie. Sunt nu doar mărturii ale unor cetățeni chinezi, ci și mărturii ale unor străini care s-au nimerit acolo sau care chiar au mers acolo pentru a face voluntariat și pentru a ajuta populația în nevoie. Iată o mărturie a unui cetățean originar din Statele Unite care spune nu am făcut asta pentru bani sau din motive de naționalitate. Mă numesc Anthony K. și sunt originar din Statele Unite. Tocmai am fost angajat de Universitatea Lanjou ca profesor de engleză, astfel că am plecat din state spre Lanjou la 1 februarie. Era prima mea călătorie în China. Am adus cu mine 5 valize mari, dintre care 3 erau pline cu ecrane de protecție faciale, măști, ochelari și mănuși pentru Universitatea Lanju, precum și ecrane de protecție faciale și măști pentru prietenii mei chinezi. Înainte de a pleca spre China, în calitate de farmacist cu experiență, am lucrat pentru CVS Pharmacy, al doilea lanț de farmacii ca importanță din Statele Unite și la Spitalul Jackson Memorial, un spital universitar important al Universității din Miami. În luna decembrie anului trecut, am trecut un interviu preliminar de admitere la Facultatea de Limbi Străine a Universității Lanjou și am fost angajat ca profesor de engleză. În baza contractului, trebuia să mă prezint la post înainte de 6 februarie 2020. Din cauza epidemiei, facultatea mi-a comunicat că pot amâna prezentarea la locul de muncă, însă eu am considerat că trebuie să respect condițiile contractuale și, în plus, având pregătire medicală, puteam să dau o mână de ajutor. Un exemplu, deci, de solidaritate umană. Un exemplu emoționant al felului în care trebuie, e necesar să acționăm cu toții ca una pentru a învinge o asemenea provocare, pentru a face față și a ieși victoriești dintr-o asemenea provocare. A trecut, desigur, nu multă vreme de atunci, dar din punct de vedere al evoluției lumii și bolii în lume, mi se pare că a trecut o veșnicie. Din februarie-martie și până iată, în luna mai a anului 2020, lumea noastră s-a schimbat atât de mult din cauza pandemiei încât aproape că nu mai recunoaștem lumea din luna februarie a acelui așa an. Asta este desigur o senzație care însă ne arată cât de mult, cât de radical, aproape catastrofal s-a transformat lumea în care trăim. Reiau, avem în față un document din prima linie, un document din zona fierbinte, din epicentrul luptei împotriva coronavirusului un document care poartă girul guvernului chinez, dar care nu este mai puțin important, mai ales într-o epocă în care știrile false, fake news-urile circulă cu viteza fulgerului și reușesc să ne zăpăcească de cele mai multe ori. Am, am avut întotdeauna mai multă încredere în cărți decât în ceea ce ne poate transmite mass media și vă recomand și dumneavoastră de sigur să citiți această carte pentru că informațiile din ea vă vor arăta o față a bolii și a luptei cu boala mult mai credibilă, mult mai bine documentată și mult mai cinstită, îndrăznesc să spun. Coronavirus, inamicul nevăzut, editura Corint în colecția Descoperă China, este meritul acestei edituri că pune pe piață un volum atât de repede, un volum atât de important, un volum pe care ar trebui să-l citim cu toții și pe care cred ar trebui să-l avem în biblioteci, măcar pentru a ști că există acolo un document ce vorbește despre începutul unei transformări până în acest moment tulburătoare, nu vreau să spun catastrofale, a lumii noastre. Așadar, o carte document, o carte mărturie și o bornă care semnalează începutul unei lumi noi. Sperăm că nu brava lume nouă despre care am citit, sperăm că o lume în care ne vom găsi totuși locul. Rămâne de văzut. Citiți că nu vă face rău. Pe data viitoare.